Moment festiv luni la prânz la bazinul de polo din complexul sportiv Ghencea. Echipele de senior și juniori 1, proaspete campioane naționale, au fost felicitate de către conducerea clubului Steaua, în frunte cu președintele Bixi Pompilu Mocanu. Echipa de senior, pregătită de către Andrei Iosep, s-a impus cu scorul general de 3-0 în fața celor de la CSM Oradea și a câștigat pentru al patrulea an la rând titlul de campioană națională. Succesul decisiv a fost realizat vineri seara în Ardeal, când roșii albaștri au învins cu 7-4. În 2019, Steaua a realizat din nou dubla cupă campionat pentru al treilea an la rând, după ce a dispus în finala cupei de eterna rivală din Oradea cu scorul de 12-6. Reprezintă o performanță foarte bună pentru noi, ținând cont că continuăm seria titlurilor care le-am câștigat în trecut. Este foarte din ce în ce mai dificil să ne apărăm titlul, toată lumea vânează locul nostru. Siguranță, Steaua își propune ca de fiecare dată cupa și campionatul. Asta e obiectivul secție. Echipa de juniori 1 a Stelei a devenit și ea campioană națională. Ai pus ochii pe câțiva jucători de acolo? De la juniori 1 vor fi cel puțin 3 jucători în echipa în sezonul viitor, dar avem speranțe că și la juniori 2 și la juniori 3 am văzut niște potențial, ca să spun așa, componenții ai lotului de seniori. În primul rând, cred că pentru noi ca echipă este un trofeu foarte important. Cupa și campionatul pentru noi au fost obiective principale, iar faptul că am câștigat la Oradea am arătat că în ultimii 4 ani de zile cred că avem cea mai puternică echipă și sperăm să continuăm și pe viitor. Formația de junior 1 a clubului Steaua a cucerit pentru al doilea an la rând trofeul acordat campioanei naționale. La capătul celor două turnee finale de la București și Oradea, la care au mai participat CSM Oradea, Triumf, Dinamo, Corona Brașov și CSM Târgu Mureș, elevii pregătiți de către Ionuț Cismaru au înregistrat 8 victorii, un egal și o înfrângere. Este foarte important pentru noi că am reușit să menținem acest titlu pe care l-am câștigat și anul trecut. Și pentru celelalte categorii de juniori, îi obligă și pe ei să aibă aceleași rezultate. Este rezultatul după un an cu foarte multe sacrificii și foarte multe antrenamente și muncă. La finalul evenimentului, președintele Bixi Pompilu Mocanu a făcut fotografii cu cele două echipe campioane și le-a asigurat că vor avea parte de tot sprijinul pentru a realiza și alte performanțe pe plan intern și internațional.